Accident grav în centrul orașului Suceava. Un motociclist a fost acroșat de o mașină într-o intersecție în timp ce efectua un viraj la stânga. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Motociclistul a fost lovit de mașina unui bărbat de 51 de ani care se întorcea de la serviciu împreună cu un coleg. În urma impactului, motociclistul în vârstă de 31 de ani a fost proiectat la câțiva metri distanță pe carosabil. El a suferit răni grave și a fost transportat la Spitalul de Urgență Suceava. Din imaginile de pe camerele de supraveghere reiese că atât motociclistul cât și șoferul au trecut pe culoarea galbenă a semaforului în intersecție. Șoferul mașinii a fost testat cu aparatul de test, rezultând o valoare negativă. Conducătorului motocicletei se vor reporta probe biologice de sânge la unitatea medicală. Polițiștii trebuie să stabilească acum circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.